În cazul în care este necesar să vă deplasați, este bine să vă informați din timp despre starea vremii, pentru a fi pregătiți în orice situație. Este bine să vă echipați corespunzător mașina, astfel, printre cele mai necesare, să aveți trusa de prim ajutor, câteva pături, alimente, precum și lichide, pentru a nu vă deshidrata. De asemenea, trebuie să vă îmbrăcați corespunzător cu haine din bumbac pentru a evita hipotermiile și pentru a putea face mișcare. Dacă se întâmplă să rămâneți blocați în afara localității, sunați imediat la numărul unic de urgență 112 și indicați cât mai exact locul unde vă aflați. Pe toată perioada în care este emis cotul galben de ger, sucevenii trebuie să țină cont de anumite sfaturi importante pentru sănătatea și viața lor. Astfel, în ceea ce privește încălzirea locuinței, evitați supra-solicitarea rețelei electrice și aveți mare grijă la coșurile de fum. Cum cei mai afectați de vremea geroasă sunt copiii și bătrânii, aceștia trebuie să nu stea foarte mult timp în spații descoperite. De asemenea, dacă rămâneți blocați în trafic, în afara localității, trebuie să acordați o atenție deosebită copiilor, întrucât în ceea ce îi privește, riscurile sunt mai mari. Încercați pe cât posibil să nu-i lăsați în mașini neîncălzite și mai ales nesupravegheați. Iulia Niga, NES TV Channel, Suceava.